Haideți să vedem în aceste momente mesajul maestrului Tudor Gheorghe pentru noi toți de 1 decembrie. Astăzi de 1 decembrie trec prin Ardeal, prin munții Bârgăului, către Bucovina de Nord. E ziua națională a României. A fost o perioadă în care această zi era încărcată de o emoție reală, de o emoție profundă. În ultima vreme constat cu părere de rău că a dispărut acea emoție și a apărut un festivism exagerat. Eu care, iată-mă, pe drumurile patriei întâlnesc oameni, în spectacolele mele întâlnesc oameni simpli, români adevărați, care au nevoie de acest sentiment nobil, care este patriotism. Nu suntem într-o perioadă foarte fericită. De aceea, rog Domnului să ne așezăm în liniște și să sperăm că se mai ridică odată istoria în picioare. S-a ridicat istoria în picioare la început de iarnă și de veac și a decretat maestuoasă în frac de ascarpații nu mai sunt hotară căci pe adacii străvechi de vatră de aceastăzi voi numiți Carpați sunt mâini de frați întinse către frați îmbrățișare milenară în piatră. S-alunge ulii și norii de pe cerul românesc astăzi sunt un elai sărbătoresc ospițării oala albii iulii și unde a intrat Mihai Viteazul întregului alai voievodal intra acum la fel de triumfal poporul ce scotea din juc grumazul.